Bine v-am găsit! Cred că acum o săptămână, împreună cu un invitat, discutam despre comemorarea 600 de ani de la moartea voievodului Mircea cel Bătrân și referindu-ne la manifestările care aveau loc, ne-am amintit că un fost primar al Râmnicului a avut ideea să se creeze în vecinătatea orașului o statuie, un bazorelief, un monument care să reprezinte pe Mircea cel Bătrân la dimensiuni mari, un fel de carte de vizită a orașului, un fel de emblemă turistică care ar fi contribuit la atragerea vizitatorilor. Astăzi am ocazia să vi-l readuc în fața dumneavoastră pe domnul Emilian Frâncu, pentru că despre dânsul era vorba și îi mulțumesc pentru faptul că a răspuns la invitație. Bine ați venit, domnul Frâncu! Bine v-am găsit și un salut din suflet telespectatorilor postului de televiziune Etalon. Postul Geamăn al televiziunii Vâlcea 1 și mi-aduc aminte totdeauna cu plăcere de faptul că împreună, aproape 2 ani, am emis alternativ, după aceea s-a rezolvat situația, dar sunt posturi de televiziune gemene. Deci totdeauna vin la Etalon cu plăcere și mă simt ca acasă. Da, și... Dar atenție, n-am mai fost practic de aproape 4 ani în audiovizualul vâlcean și acum de 2-3 săptămâni am hotărât că este important totuși să transmit și eu mesaje, să vadă cetățenii că Emilian Frâncu nu i-a uitat și că se preocupă în continuare de a lăsa în urma lui lucruri bune, în așa fel încât, cum să spun eu, orașul să aibă un avantaj din trecerea mea prin viață. Da, vom discuta despre oraș, despre evoluția pe care a avut-o în ultimii ani. Vorbeai de propunerea pe care eu am înaintat-o și care se aprobase ca și proiect în mandatul meu în 2014. Pentru cei care poate nu își aduc aminte, unii au primit acasă acest material, deci cu realizările acelei perioade, iar aici era exact acea imaginea lui Mircea, o sculptură monumentală în calcarul de la Malul Alb, care ideea mi-a venit gândindu-mă la figura lui Decebal de la Cazane, pe malul Dunării, și așa și la noi, pe malul Oltului, de partea cealaltă a orașului, toți cei care treceau pe DN7 ar fi putut să vadă seara luminat feric această realizare, deci forma lui Mircea acolo, și ne-ar fi identificat ca unic, zic eu, în România cu această imagine. Da, dacă dorim să facem Râmnicul un oraș turistic în adevăratul sens al cuvântului, printre altele trebuie să creăm un brand turistic, o imagine. Corect, să ne legăm de ceva. O statuie celebră, o clădire celebră, ceva care să diferențieze de alte orașe. De aceea, eu m-am gândit acum, pentru că am celebrat cele 600 de ani de la moartea Domnului, voievodului Mircea cel Bătrân, două plicuri filatelice, pentru că sunt și președintele Asociației Filateliștilor Vâlcea, deci două plicuri filatelice de mare valoare, credem noi, și care au fost ambasadorii noștri în lumea largă, pentru că știm bine că scrisorile, trimiterile poștale ajung peste tot în lume și sunt, de fapt, mici ambasadori a ideilor noastre. Ori, aceste plicuri pe care acum foarte mulți doresc să le aibă, așa au fost editate la noi, la filială, și ușor, ușor ele se vor răspândi apoi în lumea largă. Deci, un moment de a marca trecerea la cele veșnice a Marului Voievod, dar și o, cum să spun eu, o ilustrare a legăturii între Râmnic și Mircea cel Bătrân. Da, și eu cred că până la ora actuală, în afara altor izvoare, Mircea cel Bătrân este cea mai importantă, cel mai important simbol istoric al orașului.
Până la ora. Deci poate s-o mai descoperi evident altceva. Evident că putem să legăm numele orașului și de Anton Pan, evident că putem să legăm numele orașului și de scriitori de mare valoare care într-un fel au trecut pe la liceul la Hovarii, artiști, acum iată, e acea cupolă de la bibliotecă realizată de domnul Dican, care iarăși ne face cunoscuți în lumea largă, deci sunt elemente cu care râmnicinii ar trebui să se mândrească. E foarte important pentru că în momentul în care cineva ar dori să se așeze pe aceste meleaguri, noi suferim de lipsa locurilor de muncă, de lipsa de interes a unor investitori, dar e important să avem pe undeva și o carte de vizită, ceva emblematic, ceva și, de exemplu, eu sufăr că o altă idee a mea de a crea un imn al orașului nu a fost pusă în practică. Deci am făcut și câteva sesiuni de întâlnire ale juriului, dar din motive obiective sau subiective, după ce n-am mai fost eu primar, această inițiativă a fost dată la o parte. Și ar trebui, poate, ca actuala conducere a municipalității să o aibă în vedere. Da, și eu cred că trebuie să renunțăm la ideea asta de a investi în orice, chiar mediocrități, și de a ne concentra asupra unor obiective importante, emblematice, care să atragă atenția asupra orașului. Toate orașele turistice din lumea asta au cel puțin o clădire, o statuie sau ceva, un monument care le diferențiază. Da, adică când vezi acea imagine, știi, ăsta e orașul cu tare. E, la noi e mai greu să găsești așa ceva care să ne creeze această individualitate. E, ușor, ușor, eu cred că centrul civic, pe care tot așa, într-un fel, eu l-am moștenit ca și un proiect de la Romeo Rădulescu, dar un proiect hulit de toată lumea, era de fapt doar o platformă de beton, am reușit în timp de un an de discuții cu arhitecții respectivi care câștigaseră un concurs național și eram obligat să punem în practică acel proiect, am reușit să facem ca să rezolvăm totuși prin acest proiect două mari obiective urbanistice, și anume să avem un centru civic, deci un spațiu unde, cum s-ar spune, să se poată desfășura diverse evenimente, spectacole, unde să se adune 2-3 mii de oameni, Râmnicului lipsea un centru civic. Deci, la un moment dat, era un spațiu verde, ca și acum, un spațiu cenușiu, dar legând de acel proiect, în primul rând, o parcare supraetajată cu 200 de locuri și, de asemenea, un pasaj care rezolva problema, cum să spun eu, transportului auto în zona Cozii, așa, trecerii pietonilor prin acest pasaj, unde sunt și spații expoziționale, deci se pot organiza oricând diverse manifestări și acolo, am dat un rost acestui spațiu. Evident că am făcut în așa fel să fie și anumite insule de verdeață și ușor, ușor, într-un an, doi, o să vezi că acest centru, care acum este de unii culit, de alții au cumva apreciat, va deveni poate o emblema Râmnicului. Și ar mai fi una, și anume renaturarea albii râului Olănești. A fost un vis frumos, și domnul Șindilaru și eu am făcut în așa fel încât să se organizeze un concurs tot la nivel național de proiecte, dar de data asta internațional. Ar fi venit aici arhitecți din toată lumea, Brazilia, Franța, etc., în orășelul nostru și spațiul acela ar fi fost pus în valoare, dar din păcate, din același motiv, acest proiect nu a mai fost continuat. Eu cred că orice primar va trebui să finalizeze acest proiect de reamenajare a albiei, renaturarea ei, pentru că, într-adevăr, e păcat să nu folosești faptul că un râu trece prin mijlocul orașului și să nu mai ne despartă în două și să creeze un ansamblu de elemente de arhitectură, de urbanism, de loazir, care să lege locuitorii, nu să-i despartă. Da. Haideți să lăsăm un pic proiectele, poate că care se va relua, dar să vorbim de realitatea culturale care ar putea, eu le-am lăsat moștenire, ele sunt pregătite, orice primar care vine, inclusiv bretelele, așa, care acum sunt la ordinea zilei, discuția despre ele, pentru că venim la zilele noastre,
așa ar trebui să fie interesat să le cunoască. M-a durut faptul însă că o realizare a mea și ca parlamentar și după aceea și ca primar, respectiv înființarea zonei metropolitane, nu a fost continuată de Gigi Matei, de exemplu. Am înțeles că practic chiar s-a desființat la ora actuală. Da, adică ea, se poate repune în discuție, pentru că era păcat sau e păcat ca noi să nu putem să sprijinim localitățile din jurul Râmnicului, dar în același timp acestea să ofere și un spațiu pe care noi Râmnicul nu mai avem pentru investitori, să se poată crea zone industriale sau zone de dezvoltare în prejurul municipiului și s-ar fi putut accesa sau se mai pot accesa fonduri europene strict pe zone metropolitane. Deci era o intenție grozavă, o realizare bună, deja s-a făcut și o hartă electronică a municipiului și a zonei metropolitane, dar din păcate acest lucru nu s-a mai dus la sfârșit. Da, nu știu exact motivele, dar știu că pur și simplu încet, încet s-a desființat structura care era dacă formată. Dacă nu-i plăcea domnului Matei de această structură, putea să schimbe directorul, dacă voia, dar nu trebuia să renunțe la o realizare deja care ne plasa, obținuse și postul de vicepreședinte al structurii acestea zonelor metropolitane. A fost mare păcat, a fost una dintre dezamăgirile pe care le-am avut. Da, haideți să trecem la realitate. Sunteți vâlcean, trăiți aici. Cum vedeți investițiile din acest moment care se petrec în oraș? Așa cum am spus, am început să mă uit puțin mai cu atenție la ce se întâmplă în jurul meu, pentru că după o perioadă în care am fost mai mult în lumea cărților, acum simt pe undeva dorința de a și îmi spune punctul de vedere, de a consilia dacă sunt utile ideile pe care le lansez eu. Și am urmărit, de exemplu, acum dezbaterile legate de noul buget al municipiului și am urmărit cu mult interes, în primul rând, proiectele investiționale. Și aici trei observații. Bugetul de acum diferă cu mult de bugetul care era în perioada dumneavoastră? Evident, în perioada mea contau mult și cele 38,5 milioane de euro pe care eu le adusesem Râmnicului, declarându-l pol de dezvoltare urbană și pe care și Mircea Gutău și Romeo Rădulescu apoi le-au folosit ca să înceapă să demareze proiecte pe fonduri europene și eu le-am continuat, dar în mare structura este aceeași. Dar ce vreau să spun? Și aici aș dori să insistăm puțin 2-3 minute. În primul rând, o idee foarte interesantă, și anume aceea de a muta vama de acolo, de peste calea ferată, să o mute într-o zonă din afara orașului și acea clădire să aibă o destinație mult mai utilă râmnicenilor și s-ar elimina acolo o foarte mare, să zicem, înghesuială pe metru pătrat a unor tiruri, a unor alte din acestea. Da, oricum zona trebuie, pentru că trece urbanistic și Breteaua prin apropiere. În al doilea rând am văzut că domnul Gutău a continuat proiectul pe care l-am început eu, acela de a dezvolta bretelele de legătură ale pasajului suprateran, așa l-a moștenit, pasaj suprateran, și atunci el nu avea o finalitate decât dacă ar fi existat aceste bretele cu zona nord, cu Ostroveniu. Eu am găsit soluții și financiare și de proiectare în timpul mandatului pentru terenuri, și-au expropiat terenurile respective, s-au plătit, cum să spun eu, sumele necesare și acum aceste terenuri evident că așteaptă ca să se finalizeze și... De, am impresia că s-au mai corectat terenurile. Au mai fost niște corecții. Asta nu știu da, un detaliu. Nu a fost chiar, nu știu un detaliu, adică nu au rămas exact chiar în timpul matului dumneavoastră. Din momentul, deci, domnul Marin, moment ce ai expropriat niște terenuri, este clar că pe acolo poate să treacă, pentru că pe baza legii poți să faci astfel de acte și au fost bine, zic eu, gândite și vor fi în continuare foarte utile cetățeanului din Râmnic. De asemenea, cred eu că
am înțeles bine, nu o să se mai facă acele comasări de licee. A renunțat domnul Vitor la ele, da. Și asta m-a bucurat. Parțial, dacă se rezolvă aceste probleme, e un lucru bun. Cu ce suferă, zic eu, acest buget din discuțiile pe care le-am văzut, este faptul că sunt alocați destul de puțin bani pentru investiții majore. Acum, achiziția de utilaje și toate acestea sunt binevenite, dar ca și realizări majore e tot un proiect în continuare, respectiv la Arenele Traian, unde acea zonă iarăși trebuie rezolvată și eu salut inițiativa domnului Butău de a grăbi pe undeva acest proiect, pentru că erau deja, când eram eu, două variante, când am fost primar, două variante de rezolvare urbanistică, trebuia să se finalizeze și această zonă. Acum, foarte multă lume cu care am discutat suferă pentru că s-au mărit excesiv impozitele. Cel mai mult suferă mici întreprinzători. Odată loviți de revoluția fiscală la nivel național, bun, dacă treia făcută să fie primită, cum se spune, dar această schimbare din fiecare zi a unor elemente legislative face pe oameni să fie, cum să spun eu, dezorientați. Și problema e că, până la urmă, tot cetățeanul de rând suportă efectele la tot ceea exact, ce se întâmplă. Exact, adică, creșterea impozitului, dacă s-au mutat contribuțiile de la angajator la angajat și așa mai departe, practic tot angajatorul ne plătește și tot noi suportăm pe ansamblu. Da, angajatorul, să zicem că își mai mărește prețurile, dar noi cumpărăm și tot, cum se spune, consumatorul ajunge până la urmă să fie cel care suportă cel mai mult. Da, crescând prețurile, evident, inflație și asta se simte deja. Da, s-au mărit salariile, s-au mărit pensiile, deci nu în măsura în care poate se așteptau oamenii și promisiunile PSD-ului, eu cred că au fost baloane de săpun multe din ele, pentru că doar o mică parte au fost puse în practică și din mult îmbițata mărire de 25%, să zicem, a veniturilor, n-a mai rămas decât un 4-5% efectiv, să zicem, la salarii. Dar bine că s-au făcut și acelea. Da, și ce e mai grav, că a explodat inflația, chiar azi domnul Isărescu a apreciat că până la Paște ne apropiem de o inflație de 5%. Care, un mare pericol. Un mare pericol care nu... Populația adică trebuie să suntem cei mai dinamici la creșterea inflației deci din Europa. Deci această preocupare trebuie să existe, să nu riște investiții în acest moment cetățenii care să fie grevată de împrumuturi bancare. Pentru că observi, indicele robor crește, nu mai poate fi ținut în frâu și practic economia românească, care a fost cotată pe primele locuri în Europa la un moment dat ca și rând de dezvoltare, în acest moment deja suferă o stare din acestea de regres și o creșterea deficitului spre 3,5-4%, ceea ce ar fi tare neplăcut pentru toți investitorii. Pentru că nu vor avea la un moment dat posibilitatea să facă împrumuturi avantajoase pentru a-și susține activitatea. Și ce este extrem de grav este că de acum mulți mici investitori, mulți întreprinzători se gândesc să-și închidă prăvălia, pentru că nu mai pot să susțină aceste salarii care statul într-un fel le-a creat celor care lucrează în mediul public, așa, dar întreprinzătorul nu poate să susțină aceleași salarii. Și va fi o perioadă de un an, doi ani, cel puțin, dacă acest guvern nu face corecțiile necesare, așa, în care toți vor suferi și cine va rezista se va numi erou. Dar fac și o remarcă, dacă îmi permiți, am avut mare încredere în acest guvern, pentru că am zis, așa cum peste tot în lume, atunci când femeile au venit la conducerea unor guverne, Margaret Thatcher, Indira Gandhi și Golda Meir, etc., da. În multe țări, și în Argentina, cu doamna Perón, dar
am fost dezamăgit. În primul rând, atunci când am văzut că în guvern au intrat tot felul de neaveniți impuși de județe, deci no name, nicio problemă, hai să întinerim cumva clasa politică. Dar când am văzut că există aici, cum să spun eu, oameni ca ministrul actual al energiei care dă dovadă numai de faptul că nu se poate exprima, că asta se poate ierta la un moment dat, dar să zicem așa, era cam, iartă-mă, cam nătâng așa a apărut multora, deci nu a putea să susțină o idee coerentă. Sau ministrul educației, eu deocamdată îl voi lăsa să facă ceva pe zona managementului educațional ca să mă pronunț, dar care, ne vorbind bine românește, deja din start creează probleme. Dar ce vreau să spun, și n-am văzut încă pe analiștii politici remarcând acest lucru, doamna ministru a spus, mă uitam la televizor ieri seară, 17. Nu le poate la videle se spune 17, dar un prim-ministru al României, care de fapt citea un material, nu spunea, nu vorbea liber, ca să zici, domnule, a fost o scăpare, și a repetat acest lucru de vreo 5-6 ori, deci nu s-a cizelat foarte mult la Bruxelles, din păcate. Și asta mă face ca să am anumite rezerve și să-mi dau seama, bun, va fi un bun executant, va fi o persoană care nu va crea conflicte, asta este cert, dar nu știu în ce măsură acum va putea să ne reprezinte așa cum trebuie ca și, cum să spun eu, conducător al unui guvern, unde vor apărea probleme destule. Da, din păcate, nu vedeți, extrem de mulți membri ai guvernului au în continuare deficiențe de comunicare, e o boală, e cum să spun eu, epidemie la aceste deficiențe de comunicare, nu știu, în acest mandat, toată lumea suferă de acest diagnostic, nu știu cum lucrurile. Nu toată lumea, uite, de exemplu, la Teodorovici. Teodorovici, da, e o excepție. Pus acum un loc față de ministrul dinaintea sa, care își făcea cruce și plângea așa în fața camerelor de luat vederi, că cât de mult iubește el Românica și așa mai departe. Teodorovici are un limbaj coerent, frumos și e bine ca ministrul de finanțe să fie înțeles. Pentru că drama cu care s-au confruntat românii în ultimul an a fost tocmai această incoerență de comunicare. Adică ce spunea unul astăzi, mâine era contrazis de altcineva, venea Dragnea și schimba iarăși totul. Și acest război permanent în comunicate, în rectificări, a făcut ca cetățeanul, la un moment dat, să nu mai aibă încredere în clasa conducătoare din acest punct de vedere. Dom'le, ăștia înseamnă că ei chiar nu știu. Și eu cred că Olguța Vasilescu a încercat o perioadă să zicem, să țină sus ștacheta, ea la fel, fiind o destul de bună comunicatoare, a făcut destule greșeli, poate, dar la ora actuală pare depășită totuși. Da, exact cum spui, pare depășită problema. Depășită. El este, cum să spun eu, o zonă unde ar trebui cel puțin staful care oferă materiale, pentru că nu ea gândește aceste strategii, așa, dar staful ei ar trebui să fie mult mai coerent în soluțiile propuse. Da. Ne oprim puțin, o scurtă pauză, rămâneți cu noi, vom continua.